Aici, în platou, lângă mine, este senatorul Dan Șova, o cerere care a surprins pe toată lumea din partea Direcției Naționale Anticorupție pentru reținerea și arestarea domniei sale. În acest dosar, absolut toți adversarii dumneavoastră din presă și din politică menționează beneficii ale dumneavoastră în acest dosar și v-aș ruga două lucruri să lămuriți, pentru că de mâine începe tăvălugul. Ce mesaj aveți pentru Dan Șova și ce va face majoritatea parlamentară PSD la votul cerut de Direcția Națională Anticorupție pentru reținere și arestare? Și care este legătura dumneavoastră cu cabinetul lui Dan Șova și cu acele contracte de la turceni? Hai să o luăm din nou în ordinea corectă. În primul rând, povestea asta cum eu cu Șova am făcut la turceni și rovinari este o poveste spusă de domnul Manțoc, dacă vă mai aduceți aminte de el. Cred azi că în închisoare. Da, și de doamna Macovei, care ar trebui să fie tot pe acolo, dar mă rog, încă n-a ajuns. Și din 2007 încoace, sunt 7 ani de zile, toate instituțiile statului, ANAF, ANI, DNA, toată lumea a verificat și a confirmat ceea ce și domnul Șova v-a zis de 1000 de ori și eu, și anume că în 2007 n-aveam nicio treabă și că cu contracte cu turceni și rovinari, ci erau ale avocatului și cabinetului de avocatură Dan Șova. Deci nu e, nu mă spăl pe mâini de nimic, Doamne ferește, eu nu știu și vă explică Dan exact cum stau lucrurile. Dar e o poveste falsă pe care n-au reușit să o folosească, probabil că, na, nu cred că n-o s-o lase după 7 ani, dar nici n-o să găsească nimic în plus, că n-au ce. Doi, eu nu sunt senator, sunt convins că domnul Șova va explica colegilor din Senat și ei vor lua decizia. Există din partea conducerii PSD un mesaj pentru majoritatea PSD din Senat cum să voteze în cazul Dan Șova? Păi eu știu ce o să ceară, ce a cerut DNA-ul, ce argumente, ce... Cred că, repet, cred că senatorii sunt oameni cu mintea lor, cu capul la ei și sunt mai, le zic eu, de la Camera Deputaților ce să facă. Nu, dar sunteți președinte de partid și în această calitate da, păstoriți ambele majorități și la Senat și la Cameră. Eu sper totuși că oamenii votează nu după cine e președintele partidului, ci după ce văd cu ochii lor și după ce înțeleg cu mintea lor. Că altfel n-are niciun rost. De ce mai trimitem senatori și deputați? Trimitem pe șeful partidului. Dacă vă uitați însă și doamna Gorghiu, care e mult mai zeloasă decât mine acum în ultima perioadă, senatorii și deputații liberali n-au votat, cum le-a zis doamna Gorghiu, nici în cazul domnului Vosganian, nici în cazul domnului Vorbe. Eu cum pot să le spun că știu mai bine decât ei care sunt acolo lucruri de acest gen?